La mulți ani și salutare vouă tuturor iubitorilor de mâncare. Azi filmăm primul episod din anul 2024. În anul 2024 nu avem nimic pregătit dinainte, așa că totul este fresh. Mergem să mâncăm un burger de la o locație din aer liber. Ne-am mai mâncat acolo mai de mult, o să recunoașteți locul. Dar acum mergem pentru burger. Atunci n-au avut burger. Da, vocea este puțin accidentată, poate chiar mai mult, pentru că din nou ne-am îmbolnăvit cu o gripă. Gripa de tip A, se pare că. E, trecem peste, suntem la final cu ea. Haideți să nu mai pierdem timpul. Mergem către burger și să mâncăm ceva bun. Sperăm. Încă mai avem bradul de la primărie. Chiar în 2 ianuarie. Voi ați fost să vedeți artificiile de aici de la primărie? Ne-am fost. Nu a fost ok. Iar acum mergem frumos prin spatele primăriei, pentru că este traseul pe care eu îl fac de obicei. Este mai liber decât pe la semafoare pe principală. Ne îndreptăm încet, încet, încet către Foodie The Van. O stradă cu două benzi, dacă n-ați observat până acum, dar se circulă ca și pe bandă. Haideți să vedem unde putem parca. Uite, chiar aici, așa, înainte de trecerea de pietoni, avem un loc. Iar Foodie The Van ne așteaptă. Ia uitați, haideți să ne dăm jos de mașină și să mâncăm. Parcăm înainte. Frumos. Bam, gata, haideți. Trecem trecerea de pietoni. Iar aici în față este locația clasică, unde puteți să comandați tot felul de tortilla, sandwich-uri și mai departe. Dar pe noi acum ne interesează aici Burgers by Foodie. Hai să intrăm pe pietriș. Ia uite aici. Ciao. Ciao, ciao, la mulți ani. La mulți ani. Aici avem meniu. Mi-am propus ca azi să fie un buget de maxim 50 de lei. Haideți să vedem ce putem să cumpărăm de 50 de lei. Vreau și cu cartofi. Cheeseburger dublu. Ai mâncat dublu la dublu noi? Cheeseburger e preferatul meu. Aici n-am mâncat niciodată. Vreau să încerc să văd cum e. Ce pot să iau de 50 de lei să fie bun? Un dublu cheeseburger. Deci asta e... Cu tot cu cartofi. Cu tot cu cartofi. 50 de lei înseamnă. Double burger, extra 12 lei înseamnă treaba asta, nu? Exact. Ok, gata, m-am prins. 50 în cap. Ui. 50 în cap. Să vină burgerul. Dublu cheeseburger. Facem modificare de plan. Nu mai luăm dublu cheese. Luăm un blue cheese. Pentru că ăsta este cu blue cheese și preferatul lui. Și eu zic că e greu să se decide dintre dublu cheeseburger și blue cheese. Așa că... mergem pe mâna lui. Dublu cheese. Nu dublu cheese, stai așa. Blue cheese, blue cheese. Să fie un blue cheese cu cartofii voștri pe care îi aveți. Nu? Da, da. Wedges. Bonus de anul nou. Am primit blue cheese-ul dublu. Hai să vedem cum e. A zis că fiind anul nou, din partea lui, hai să-i băgăm bonus să fie dublu cheese. Dublu blue cheese. I don't know. Nu știu exact cum o să fie. Deci, ai, trebuie să ne lămurești aici. Deci o să fie dublu blue cheese. Dublu blue cheese îți facem. Dublu blue... Hai că sună bine. Sună bine. Să mâncăm dublu blue cheese. Da, ziceam că am băgat variante de dublu, carne. Așa. Că foarte mulți clienți mâncau doi burgeri. Ok. Dar așa parcă nu-ți vine să mănânci două felii de chiflă. Da, nu. Două bucăți de carne în aceeași chiflă e altfel. Eu chiar prefer să fie chifla scobită, să fie cât mai puțină pâine și să fie gustul ăla acolo înăuntru. Aici se înțeleg că nici smash burger e chiftea normală. Primul vlog din 2024 începem cu un burger. Și nu oricare, ci de la Foodie. Singura problemă e că nu știu dacă o să mai găsești un burger să-l bat pe ăsta anul ăsta. Avem o cremă de brânză foarte faină la burgerul Foodie. E cu chiflă neagră, eu mănânc blue cheese-ul, în loc de sos, îl fac o cremă de brânză.
Ei, ah, okay. Deci aici se poate face ce vrea că ești. A, deci le poți combina cu... ce vrei tu. Ah, ok, interesant. Până la urmă trebuie să dai la client ce vrea el să mânce. Dar să știi că de multe ori nu știe clientul ce vrea să mănânce. De-aia venim cu... Eu de obicei e foarte zic. Asta e. Cel mai comandat e burgerul american. Preferatul meu e blue cheese. Exact așa le zic la toți clienții. Ok, deci burgerul american îl comandă de obicei lumea cel mai mult. Așa? Și blue cheese recomandă că ție îți place foarte mult. Ah, ok. Mamă. Mamă și clienții strâns au început să iasă sucul ăsta. Ia. Wow. Mamă, cum arată. Ce fain arată aici, cum stă blue cheese. Eu salivez deja. Ceva picant ai? Da, vrei să spun încă un sos picant, dacă și dacă vrei, dacă îmi da, punem și ceva picant. Cât e extra sosul? Sosul e din partea casei aici. Sigur? Păi la cartofi, doar nu merg cartofii fără sos. Da, numai două sosuri, nu-i tot una cu un sos. Ok. Da. Uha. Hai că am plecat cu el acolo înăuntru. Da. Bun, hai că m-am așezat înăuntru, în... nu știu cum să zic, într-o terasă, dacă pot să zic așa. Și este destul de faină terasa asta. N-am mâncat încă aici, dar vreau să vă arăt neapărat. Deci sunt cartofii wedges făcut de ei. Și ăsta e burgerul. Ia uite-vă la burgerul. E dublu. Și vreau să încerc sosul ăsta al lor. Și ăsta am primit încă un sos picant, pentru că știți că eu sunt cu picantul și fără picant viața e tristă. Hai să vedem cum e sosul ăsta. Un sos bun. Mă, ce plac cartofii ăștia. Dacă au încă înăuntru gustul ăla. Ia să vedem cum e sosul picant. Nu e picant. Din punctul meu de vedere, da, e picant, dar din punctul meu de vedere, ca și mâncător de iute, nu e foarte iute. Da, mie îmi place. Vine iutele din spate. Deci nu vă bazați pe ce am zis eu, că nu e iute, că e iute. Dar nu te omoară. Unde este vinul? Cartofii sunt crocanți. Și înăuntru moi. Hai să trecem frumos la burger, dar nu știu cum să-l iau. Aici, normal, masa asta nu e pentru a mânca. Ce mă bucură foarte mult e că chestiile astea cu burger, burgeriile, sau cum vreți să le ziceți, sunt tot mai multe în Arad și tot mai bune. Brânza asta s-a făcut crispy. Două chiftele cu brânză, ceapă caramelizată, ceva sos de brânză, rucola și două chiftele cu blue cheese între și brânză. Hai! Wow! Burgerul ăsta e chiar ce trebuie. Ia uitați-vă aici, că dacă strâng puțin, iese sucul din el. Ia să vedem cum mai dăm mai departe. Uai. Blue cheese. Preferatul meu. Cred că îmi place mai mult decât dublu cheese-ul. Iar asta fiind un dublu... dublu blue cheese. Mamă. Hai să nu-l pierd. Superb.
Wow. Wow. Nu pot să zic prea multe. Pentru că îmi tai toate cuvinte din cap. Mamă, ce nebunie. Extraordinar, extraordinar de bun. Cu sosul de astea merg la perfecție. Dacă îi fac așa, pun niște sos iute și niște nesă de brânză și dă mâna. Burger adevărat. Hoa! Hoai! Ți-am zis de clientă ce-a comandat dimineață, ce ăsta dublu. Acum i-a făcut încă un burger. O surată, deci mai fă unul din ăla, te rog. Wow! I-am mâncat burgeri. De asta e bun. De asta e bun. Și blue cheese-ul îl ridică. Why? Nu știu ce pot să mai spui. Nu, nu caz de aici. Cartofii sunt foarte buni. Sosul extraordinar. Sosul de brânză? Sau ambele? Cu brânză. Acum ce? E sosul casei. Ok. Ho. Why? White. Extraordinar. A fost bun? Da, vreau. Mergem în mașină. Ne auzim cu concluzie de final. Ce aș mai modifica eu a burgerul ăsta să fie pe gustul meu? Ne vedem în mașină. Gata. Mergem înapoi la mașină. Locația este chiar foarte fain. Hai că vreau să vă mai arat încă o dată. Ia uitați-vă. Dar nu știu dacă e bun aici, pentru că ce vă arat eu, e complicat să vă arat. Aici este trasa, acolo este ghereta pentru sandwich-ul și tortillas, dar acolo sunt burgerii. Toată treaba asta în parcarea asta, încă sensul ăsta făcut așa, peste noapte. Dincolo vine către tribunal, iar încolo se merge pe centru, iar încolo mergi către Maniu, așa. Sensul ăsta giratoriu, în spate vedeți foarte bine unde e așezat. Merită să vă opriți. Căutați parcare când sunteți în zonă. Hai să intrăm în mașină totuși să vedem ce am mai modifica ca să fie exact pe gustul meu. Scoatem piesa de rezistență, o cola cu adevărat delicioasă. Cel mai bun gust de cola din ultimii... din tot timpul, ce știu eu, cola. Ăsta este cola gust de caramel, exact așa cum cred că ar trebui să fie o cola. O să desfac foarte greu, pentru că n-am desfăcător și improvizez cu verigheta. Hai! Până și capacele sunt din metal foarte gros. Hai să-i dăm!
da. O, da. Royal Crown Cola. Ce trebuie. Ce aș mai modifica eu la burgerul ăsta masiv, care e mare. Nu e joacă. Trebuie să mergi cu stomacul gol neapărat, că altfel n-ai cum să mănci un burger așa de mare. Plus că dacă mai vine cu niște cartofi care sunt delicioși, să știi că nu e chiar așa de simplă treaba să termin. Eu n-am putut să termin și cartofii. Mi-a mai rămas acolo. Dacă mai și beam suc pe lângă, mă umpleam mult mai repede. Chifla foarte bună, chifteaua, chiftelele foarte, foarte aromate. Nu tari, nu se desprindeau, să le scapi una, două, să le pierzi. Brânza foarte faină, mi-a plăcut cum e așa prăjită pe plita respectivă. Extraordinară. Blue cheese-ul, dintre felile de brânză, țineți cont, e ce trebuie, este o rețetă de burger foarte bună. Acum, ce aș mai modifica la burgerul ăsta, la dublu blue cheese-ul pe care l-am mâncat, să fie pentru gustul meu, să fie la perfecție pentru gustul meu. Nimic. Este făcut atât de perfect, extraordinar de aromat, nici prea sărată, nici prea dulce, nici prea picant, nici prea nimic. Este exact după gustul meu, iar chestia asta spune că ei au mai mult decât experiența, au o pasiune pentru burger și să știi că așa e. Pot să spun că este cel mai bun burger de anul ăsta, dar numai ce am început anul și tare mi-e greu să cred că va fi un burger care să-l bată. Nu știm ce va urma. Anul 2024 a început delicios și sperăm ca să se mențină așa, pentru că, vedeți voi, sunt foarte multe restaurante apărute și vrem ca să avem mâncare bună. Asta ne interesează. E păcat să mănânci mâncare rea. Deja avem atât de multe variante și mâncarea trebuie să fie bună. Nu iertăm nimic. Tot ce este rău, punem deoparte, ce este bun, ducem în față. Am sfârșit anul 2023 cu 2 burgeri, care au fost ok, dar am început anul 2024 cu cel mai bun burger din anul 2023. Țineți cont de treaba asta. Foarte bun, îl recomand și eu să mai trec pe la ei. Până la episodul următor, vă doresc încă o dată la mulți ani și sperăm ca anul ăsta să fie un plus. Tot ce a fost minus anul trecut, ba chiar mai mult decât atât, să fim sănătoși, să fim fericiți și împliniți. La mulți ani!